Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Atenție! A aterizat avionul cursei 158 a companiei Air Moldova, Roma, Chișinău. Igor Furtuna este un antreprenor moldovean care a studiat în cadrul Academiei Militare Alexandru cel Bun. După ce a lucrat în calitate de comandant de pluton în cadrul Forțelor Armate, Igor a decis să studieze dreptul economic la ASEM. Am absolvit facultatea de drept economic și am plecat în Italia din motive economice. În perioada aceea ne gândeam că pe un an, bine, un an jumătate, dar mă întorc repede. Dar până la urmă a fost 13 ani jumătate, adică aproape 14 ani. Eu m-am reîntors acasă cu scopul de a începe o afacere, anume în producerea biscuiților, pentru că am careva cunoștință, experiență în Italia. Prima ușă care am deschis-o când m-am reîntors în Republica Moldova a fost biroul pentru relații cu diaspora. M-au direcționat la proiectul Pare 1 plus 1 din cadrul ODIM, la care am participat și am câștigat și surse financiare, care m-au ajutat pentru a suporta mai ușor cheltuielile. La începutul anului 2014, Igor a fondat compania Biscotini, în cadrul căreia muncesc 8 persoane. Facem biscuiți, ne propunem să facem un produs sigur, calitativ, fără adaosuri de conservanți, emulgatori, stabilizatori, arome și așa mai departe. Adică noi mizăm pe calitate. 99% care gustă biscuitul nostru se exprimă foarte pozitiv. Pot să spun că 80% care îl gustă și îl procură. Igor planifică să-și extindă afacerea peste hotarele țării. Acesta a recunoscut că biscuiții corespund standardelor europene. Fiecare biscuit are componența de ingrediente diferite, dar folosim biscuiți cu crupe de porumb, care sunt foarte apreciați. Folosim biscuitul din cereale, care include făină de cereale, fulgi de oves, mere uscate, stafide, arahide, adică toate produsele care fac ca produs să fie foarte gustos și natural. În total avem 11 tipuri de biscuiți, la care acum, în viitor apropiat, se prelucrează alte 4 tipuri de biscuiți. Părinții înțeleg lucrurile în alt mod. Înțeleg lucrurile în modul că dacă ești angajat la o funcție bună și ai un salariu bun, o persoană trebuie să se liniștească, să nu mai aibă alte tendințe. Dar nu ajunge, nu faci parte din caracterul meu. Prietenii mă susțin foarte mult, soția mă înțelege în toate, eu sunt recunoscător. Într-o zi ia să găsesc cuvinte să-i mulțumesc, dar eu le caut. Soția lucrează în calitate de doctor la o instituție privată din Parma și urmează să se întoarcă în Moldova la începutul anului viitor, împreună cu cele două fiice care în acest moment locuiesc cu ea. În Republica Moldova sunt careva probleme. Problemele astea nu se rezolvă de la sine. N-a să le rezolvi ministri sau parlamentari sau diferite comisii de unii singuri. Adică statul e a tuturor, statul e și a nostru. Adică nu trebuie să cerem numai sau să ne așteptăm să ne dea cineva. Eu cred că fiecare trebuie să contribuie cu cât de puțin, cu crearea câteva locuri de muncă, cu diferite proiecte sociale. La noi este un teren fertil pentru multe activități.